și suntem live. Vă spun un bun venit tuturor, dragi prieteni, la o nouă apologie în seara aceasta, un nou live pe un subiect destul de interesant, subiectul vindecărilor. Îmi cer iertare pentru întârziere și pentru resetarea live-ului datorită unor probleme tehnice. Am deschis și eu de la bun început live-ul aici pe telefon. În caz că cineva nu se poate abține de la tastat să putem controla cât de cât chestiunea asta. Da. Aș vrea să spun de la bun început că eu nu fac acest, acest live ca să răspund într-un fel direct lui Andrei și Filip. Cred că ei se află deja pe un drum destul de avansat al ereziei dumnealor. Așa că numai Dumnezeu îi poate trezi, cred eu, din această beție a minții în care se află. Eu fac acest live ca un răspuns pentru ei, dar practic intenționez să ating două categorii de oameni. În primul rând, sufletele sincere, dar poate care slabe în învățătură, în doctrină și cărora li se pare foarte bine argumentat ce spun băieții ăștia. Și în al doilea rând, persoanele care au învățătura corectă a Sfintei Scripturi, care nu sunt ușor de mișcat și de convins cu asemenea teorii, dar care poate nu au un fundament teologic foarte serios pentru crezul lor. Deci, astea sunt cele două categorii. Iar, evident, dacă Dumnezeu, în suveranitatea lui, vrea să atingă și altfel de persoane, cum ar fi persoane foarte indoctrinate în învățătura asta super-carismatică, slavă Domnului, ce pot eu să zic despre lucrul acesta. Oricum, pe scurt, băieții ăștia cred că este voia lui Dumnezeu ca. La fel cum Dumnezeu vrea să mântuiască orice om de pe planeta Pământ, la fel este voia lui Dumnezeu să fie vindecat orice om de pe planeta Pământ, aici și acum pe Pământ. Deci nu vindecare totală la proslăvire și așa mai departe, ci domnule, acum, da? Deci asta este pe scurt învățătura lor și într-un clip a dumnealor, recent ei își argumentează, au început să argumenteze, să țină o serie de sesiuni prin care argumentează teoria aceasta lor. Acest clip, dacă nu mă înșel, se cheamă cum pași practici spre vindecare sau cum să fii vindecat ceva de genul ăsta. Bun. Ca să aveți o idee în ce direcție voi merge cu live-ul acesta, voi spune așa. Întâi veți observa folosit repetat două tipuri de argumente. 1. Argumente preluate din Viața apostolilor și a Bisericii Primare și doi argumente preluate din viața Domnului Iisus Hristos. Este important să știți la bun început lucrul acesta, pentru că atunci când asculti clipul lor și asculti uh, șuvoiul acela de întrebări, ai impresia că e foarte logic ce spun ei, dar nu este absolut deloc. Unul, pentru că noi nu suntem nici apostoli, nu suntem nici în perioada primară și nu suntem nici Domnul Iisus Hristos. Asta e primul lucru. Un alt lucru uh, foarte important este că uh, retorica lor este formulată într-o asemenea măsură încât ei îți dau senzația că tu ar trebui cumva să vii cu argumente, da? Ca și cum uh, ei, uh, ei deja au poziția biblică, dar ceilalți nu cred ce spune Sfânta Scriptură, ceea ce este fals, nu este deloc adevărat, da? E ca, eu aș putea să pun o sumedenie de întrebări acum, dar care nu neapărat sunt argumente. Bun, este evident, eu am, am trebuit să tai foarte multe da? să vă dau secțiuni din ce spune ei acolo, nu pentru a distorsiona mesajul lor. Vă invit să ascultați tot mesajul lor dacă credeți că vă ajută lucrul acesta, ci pentru a vă arăta tipul de argumente. Deci nu argumente, ci tipul de argumente. Și argumentele lor se încadrează în două categorii mari. Argumente preluate din viața Domnului Isus Hristos și argumente preluate din viața apostolilor și a bisericii primare. Începem cu argumente preluate din uh, viața apostolilor. Uh, și vom face câteva comentarii. Haideți să ascultăm. Strecurat pe furiș, erezii nimicitoare în ce privește natura lui Dumnezeu cu privire la... Puțin aici, fac câteva comentarii așa rapide. Asta este int introducerea, mi se pare foarte bun pentru introducerea asta. S-au strecurat erezii nimicitoare cu privire la natura lui Dumnezeu de vindecare. Ascultați puțin. Erezii nimicitoare în ce privește natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Deci n am auzit în viața mea până astăzi când se-l ascult pe frătiucu. Acum eu vorbesc acum ca moldovean despre un moldovean. Acum asta nu are nimic de a face, dar sunt și eu moldovean și e un grai moldovenesc bucovinean, poate foarte accentuat. Eu mi l-am mai pierdut decât am, de, am, când am umblat prin Ardeal, prin Oltenia și alte zone care nu au absolut deloc accentul ăsta. Dar oricum, asta este o paranteză. Ne-am în viața mea până acum natura lui Dumnezeu de, Pur și simplu trebuie să o ascult de fiecare dată când am auzit niciodată expresia asta. Zii inimicitoare sa. în ce privește natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Iar zii inimicitoare cu, privire, cu în ce privește natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Ce treabă are asta? Natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Natura lui Dumnezeu nu este cu privire la vindecare. Dumnezeu există din vorbim de natura lui Dumnezeu, vorbim de ceea ce este Dumnezeu, în esența lui ca ființă, da? din eternitate. Când Dumnezeu nu a avut pe nimeni să vindece, da? Dumnezeu nu vindeca pe tatăl sau Dumnezeu nu vindeca pe fiul sau pe Duhul Sfânt, fiul nu vindeca pe Duhul Sfânt sau pe tatăl, Duhul Sfânt nu vindeca pe tatăl sau pe. Este o aberație, o absurditate. Natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Nu există natura lui Dumnezeu cu privire la vindecare. N-are nicio treabă. Da? Este erezie nimicitoare. Sigur, dacă uh, natura lui Dumnezeu, în atributele lui Dumnezeu, era vindecarea, atunci dai negarea vindecării era o erezie cu privire la natura lui Dumnezeu, cu privire la vindecare. Nu se nicio treabă, da? Că Dumnezeu vinde, că nu există dubii în privința aceasta, că a vindecat, vindecă și va vindeca. Și sigur că vine din natura mila lui Dumnezeu, poți să zici, că îl împinge la vindecare, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar Dumnezeu poate la fel de bine să nu vindece și niciun fel natural lui Dumnezeu cu la vindecare să nu fie negată. Deci nu are nicio treabă cu ereziile nemicitoare, da? Ce vreau să observați este că Dumnezeu este foarte pornit împotriva acestor eretici care neagă naturalul lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Bun, ascultăm mai departe. Era astfel oamenii au ajuns să creadă că Dumnezeu îi îmbolnăvește pe oameni, nu că îi vindecă. Ei bine... De deci ce ar exista o contradicție între aceste două lucruri? Că Dumnezeu poate să îmbolnăvească oameni și că tot Dumnezeu îi vindecă. Că oamenii au ajuns să creadă, auzi ce erezie nimicitoare, oamenii au ajuns să creadă că Dumnezeu îmbolnăvește. V-aș putea cita câteva zeci de versete dintr-un foc acum, în care Scriptura arată, în aceste versete, în aceste pasaje, că Dumnezeu a îmbolnăvit oamenii. Vă citesc câteva. Geneza 12 cu 17. Dar Domnul a lovit cu mare urgii pe Faraon și pe casa lui din pricina vezi lui Avram Sarai. Deuteronom 28 cu 27. Domnul te va bate cu bubărea a Egiptului, cu buberele, l șezut, cu râie, cu pecingine de care nu vei putea să te vindeci. Domnul, Exod 32 cu 35, Domnul a lovit, a lovit cu urgie poporul pentru că făcut vițelul fără de Aron. 2 Samuel 24 cu 15. Domnul a trimis ciuma în Israel de dimineață până la vremea hotărâtă și au murit 70 de mii de oameni. 1 Samuel 5 cu 6. Mâna Domnului a păsat asupra celor din Azdot și a pustit. I-a lovit cu bube la șezut. 1 Samuel 6 cu 19. Domnul a lovit pe oameni din Beșemeș când s-au uitat în chivotul Domnului. A lovit 70 de oameni din popor. Ieremia 30 15. De ce te plângi de rana ta, de durerea ta pe care ți-o pricinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegiurilor tale, pentru mare număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri, zice Domnul. Iov 42 cu 11. Frații, surorile, vechi prieteni al lui Iov a venit tot să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au pentru toate nenorocile pe care le trimisese Domnul peste el. Doi împărați 15 cu 5. Domnul a lovit pe împărat cu lepră și a fost lepros până în ziua morții lui. Doi cronici 21 cu 18. După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de mărutaie care era fără leac. Fapte 12 cu 23. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, da, la, la, porunca Domnului, pentru că nu deduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Apocalipsa 16 cu 10. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiare a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeu cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele uh, rol. Apocalipsa 11 cu 10 și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și vor trimite dar unii altora pentru că acești doi proroci ai Domnului chinuisele pe locuitorii pământului. auzi ce lucrare au avut prorocii Domnului. Da? Deci ce spune dumnealui? Uh, că domnul n-ar putea să fie autorul uh, asemenea pedepsii, este un nonsens. Nu stă în fața scripturii, fie că este vorba de nou sau de vechiul Testament. Mergem mai departe. Din păcate, creștinismul a decăzut de-a lungul vremurilor, iar vindecările și eliberările au scăzut dramatic. Din această cauză, religia a căutat justificări pentru rezultatele slabe pe care le avem. Astfel, s-au strecurat pe furiș erezii. Deci vedeți, ăsta este rostul acestui live. De a proba dacă creștinismul este decăzut și că decăderea creștinismului nu înseamnă o trăire în păcat așa mai departe cum suntem obișnuiți să înțelegem lucrul acesta, cred eu, și din scripturi și din istoria bisericii. Decăderea creștinismului constă în faptul că nu mai avem vindecări, minuni, eliberări. A, în asta constă decăderea creștinismului, da? Nu că viața de sfințire este într-un fel sau altul, nu că mărturia bisericii este praf, nu că biserica s-a compromis cu pragmatismul, emoționalismul, tot felul de forme de spiritualitate, cu show, cu spectacolul, cu distracția. Nu asta e problema bisericii. Problema bisericii când nu are vindecări, semne și minuni. Asta spune el dumnealui că e problema bisericii. Nimicitoare la propriu. A început să se predice că este voia Domnului ca unii să fie bolnavi sau că așa citim în Sfânta Scriptură că a fost voia Domnului ca să trimit o grămadă de urgii și de boli. Da, așa am avut să credem noi că așa am găsit în Scriptură, sigur. Încă nu le-a venit vremea să fie vindecați. Tu îți dai seama ce periculoasă e afirmația asta. Domnul ne-a trimis pe noi să vindecăm bolnavii. Care afirmații sunt periculoase? Cele pe care vi le-am citit câteva zeci de afirmații în care se arată că Domnul a trimis ciume boli? Sunt periculoase afirmațiile Sfintei Scripturi? Eu zic că nu, n-am știut niciodată până în ziua de astăzi. periculoase afirmații Sfintei Scripturi care spun că Dumnezeu a trimis ciume și boli. Dar responsabilitatea cade pe noi sau pe bolnav, poate, sau pe alte împrejurări. Dar nici de cum și niciodată pe Dumnezeu. Asta este problema. Uh, și am pus-o din introducere ca să o ascultați și dumneavoastră, pentru că este uh, foarte ușor de înțeles modul mecherește în care oamenii care spun că Dumnezeu vindecă și astăzi la fel cum o vindeca în perioada primară, cum o vindeca prin apostoli și așa mai departe, modul în care oamenii aceștia se scuză. Eu am auzit o situație reală în care o soare i-a prorocit unui frate că va muri în accident. Și uh, fratele nu a murit în accident, evident, și sora s-a dus să-l mustre pe frate și să-i spună frate, nu am murit în accident, nu s-a împlinit prorocia ta. acea fratele, i-a zis Sor, uh, 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 sora, sora a spus fratelui căruia i-a prorocit anterior că va muri în accident, i-a spus, uite, am dat volumul mai tare cum a cerut cineva, sper că e mai bine acum, i-a spus, păi, nu, s-a împlinit prorocia fiindcă n-ai avut credință. Cam așa ce spune el, domne, n-a avut credință în prejurările, diverse lucruri, de asta nu s-a făcut vindecarea. Dumnealui are un clip recent care spune că o lungi fiindcă s-a întâlnit cu niște în credincioși care nu prea aveau credință în vindecări, l-au influențat pe ăsta, l-au apucat îndoielile și l-a apucat în doile și piciorul s-a retras înapoi. Deci asta e scuza, da? Nu a funcționat vindecarea, Deci N-ai avut tu credință. o credință. Au fost niște împrejurări, au fost acolo niște, poate niște dragi, au fost niște blesteme, niște chestii, ceva. Nu problema e, niciodată problema nu e vindecătorul și prorocul, niciodată. Problema este tu care n-ai avut suficientă de credință. Deci pe lângă faptul că ești bătut, cum se zice, de soardă, deși noi creștini nu credem în asta, nu? Uh, într-o forță impersonală care îți hotărăște destinul, ci credem în Dumnezeu care hotărăște destinul. Da? Pe lângă faptul că ești, ghilimele, bătut de soartă, mai vine vindecătorul și după ce nu e și vindecarea spune, ai problema ta? Ai problema ta? Nu este problema vindecătorului, problema ta că n-ai avut credință. Sau diverse, cum spune el aici, diverse împrejurări, diverse lucruri, diverse împrejurări. Bun, intrăm la propriu acum în argumente, astea au fost câteva observații generale, în care dumnealui vorbește despre apostoli. Haideți să vedem ce zice. Ai văzut în faptele apostolilor că stăruiau înaintea Domnului pentru bolnavi luni sau ani de zile? Nu, n am văzut în, apostol, în faptele apostolilor lucrul ăsta, dar noi nu suntem în faptele apostolilor. Dar țineți minte, în tot clipul ăsta pe care l-ați auzit, toate explicațiile lui, toate argumentele lui, toate întrebările lui, toate dovezile lui sunt luate pornind de la presupoziția că noi suntem în aceeași perioadă ca a faptelor apostolilor, suntem în aceeași perioadă ca în perioada bisericii primare, suntem în aceeași situație ca în situația apostolilor, suntem exact ca ei, ceea ce este fals. Nu suntem în perioada apostolilor, nu suntem în perioada bisericii primare, nu suntem în perioada de întemeierea bisericii, nu suntem în perioada de tranziție la vechiul legământ, la noul legământ, de la Israel la biserică, nu suntem în perioada aceea, nu-i avem pe apostoli în viață, nu avem pe apostoli și prorogi care au pus temelia bisericii, nu suntem în perioada aceea. Dar toate argumentele lor pe care le va asculta în această secțiune sunt luate sau sunt, pot fi puse sus, sub această categorie mare. Domnule, perioada apostolilor, perioada bisericii primare, da? Haideți să ascultăm să vedem. Să vedeți, toate întrebările, toate afirmațiile merg în același ritm. din biserica primară trăia în vindecare domnul pe care l-a plătit-o cu rănile În biserica primară, așa -i. Așadar, se pare că primii creștini, primii creștini nu aveau liste cu bolnavi pentru rugăciune prin simplu fapt că nu era normal să rămână oameni nevindecați pe vremea apostolilor. Perioada primară. Unde scrie? Ați auzit cum, cum a spus? Pe vremea apostolilor. Ei, dacă el spune, domne, și astăzi ar trebui să fie la fel, el ar trebui să, să fie consecvent cu erezia lui și să spune, domne, e la fel ca în vremea apostolilor acum. Când Andrei și Filip vin la vindecări, e ca în vremea apostolilor. Da? Că tupeu trebuie ca să susții lucrul ăsta. Ascultă mai departe. Noul Testament că vreun ucenic sau chiar Domnul Isus s-ar fi rugat Tatălui ca el să vindece. Ar... Deci în Noul Testament Domnul Isus sau ucenicii? Adică apostolii și, uge... apostolii și Domnul Isus. Au făcut apostolii și Domnul Isus vreodată lucrul să întreabă el. Că noi suntem exact ca apostolii și ca Domnul Isus. Deci ar trebui să se întâmple și la noi la fel. Vedeți eroarea argumentului. Biblia, dacă Petru și Ioan s-ar fi rugat cum ne-am fi rugat noi pentru ologul de la partea frumoasă. Petru și Ioan, da? Nu tu, Andrei și Filip, Petru și Ioan. Tu nu ești Petru și Ioan. Oricât ți-ar plăcea să crezi lucrul ăsta, nu ești Petru și Ioan. Frate, te vom purta în rugăciune noastră. Intrăm în templu acum și o să ne rugăm pentru tine. Sau cum ar suna scriptura dacă Petru ar fi spus neamurilor Tabitei, te vom purta în rugăciune. O să mă întorc de unde am venit să spun fraților despre sora. Domnul Iisus, când i-a trimis pe Petru. ucenici în lucrare... Petru, nu? Vorbeai de Petru acum, nu de tine tu citezi acum niște istorii care au avut loc în Noul Testament. E ca și cum ai citi un ziar în care este descris o întâmplare. Ți se pare normal ca după ce citești întâmplarea aceea să spun A, păi și eu ar trebui să trăiesc întâmplarea aia și eu ar trebui să înviez o tabita. Nu, ai citit o istorie în care ți se spune ce au făcut apostolii în perioada apostolică, perioada de întemeiere a bisericii, de tranziție de la vechiul legământ de la Israel la biserică, în perioada Bisericii Primare, unde este logica? Care e argumentul că pentru că ei au făcut lucrul ăsta, trebuie să-l faci și tu? Care e argumentul că eu am citit un lucru extraordinar într-un ziar și înseamnă că și eu ar trebui să experimentez lucrul care scrie în ziar? Care e argumentul teologic? Eu nu îl aud Dar o să-l auziți la capăt. A spus cam așa. Vindecați pe bolnavi. De ce ne trimite pe noi să vindecăm bolnavi? Nu ne-a trimis. Le-a spus ucenicilor, apostolilor. Dacă citești cu atenție pasajul ăsta din care tu citezi, asta le spune apostolilor, nu spune mie, le spune apostolilor. Da? Avem acea trimitere a celor 70 de ucenici, care sunt 70 de ucenici pe care Domnul i-a trimis la uile pierdute ale casei lui Israel. Da? Dacă citezi din pasajul acela, acolo contextul este și mai restrictiv decât celelalte pasaje care vorbesc apostolilor. Le spune ucenici celor 70, nu le... a fost o trimitere unică, n are nicio treabă cu mine. Nu ți-a spus ție așa ceva? Pe bolnavi. De ce ne trimite pe noi să vindecăm bolnavi? Nu ne-a trimis nicăieri pe noi să vindecăm bolnavi. Nu-i scrie în Biblia așa ceva. Alea texte care au fost scrise apostolilor. Domnul Isus a vorbit cu apostolii acolo, nu cu tine. Tu nu existai atunci. Dar ce ne trimite să ne punem mâinile peste ei? Sau să nu ne-a trimis. Ne trimis. nu ne-a trimis. Nu te-a trimis pe tine să spui mâinile peste nimeni. Nu scrie nicăieri în Biblie că te-a trimis pe tine să spui mâinile peste cineva. Nu spune în Biblia așa ceva, pur și simplu. Nu există. Ne-a dat puterea Duhului Sfânt dacă nu ține de noi vindecare. Dar de ce puterea Duhului Sfânt ține de a face vindecări? Și voi veți primi o putere când se va bucura Duhul Sfânt și veți fi martor în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Nu spune că vei face vindecări tu. A, ah, și textul acela a fost scris apostolilor. Scuze. Cine a dat putere pentru semne și minuni? Cui? Când s-a dat ție putere pentru semne și minuni? Când? Unde? Unii scrie în Biblie că Dumnezeu ți-a dat ție putere pentru semne și minuni. Nu scrie nicăieri. Ce să facem cu ea dacă nu trebuie să o folosim? Este scris. Nu ți-a dat ție puterea aia? Iisus le-a dat putere ucenicilor peste toate. Cui? Cui le-a dat? Iisus le-a dat putere ucenicilor, deci nu ți-a dat ție. Ei, de ce au primit putere dacă nu erau responsabili să scoată afară orice boală și orice neputință? Ei, ai spus, ei, de ce au, ei au primit putere să scoată afară orice boală și orice neputință. Ei, da? Eu sper că băiatul ăsta se aude vorbind. Sper că își pune clipul și se aude din nou vorbind cum vorbește despre ucenici, de apostoli. Privește cum îi trimite Iisus pe ucenici în lucrare. Pe cine? Pe ucenici, pe apostoli a trimis în lucrare. Bravo, mergi bine. Duceți-vă, în orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați, ce vi se va pune înainte și să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți. Cu a și a dus fiul la ucenici ca ei să-l Pentru că La cine a dus? Acest tată, vă aduceți aminte de tatăl la care au dus pe fiul lui bolnav la ucenici. La cine a dus? la ucenici a dus, adică apostolii Domnului Iisus. Erau mulți alți ucenici. La cine a dus? La apostoli. Am făcut asta de atâtea ori. Cu toate astea, iată un caz în care eșuat. Hai să ne întoarcem la Scriptură. Hai. asta facem acum. Ne întoarcem la Scriptură. Super, deci sfatul este foarte bun. De fapt, asta vreau să vă spun și eu tuturor celor care mă ascultați acum. Ăsta e, într-adevăr, unul dintre puținele lucruri bune pe care ar trebui să le ascultați de la el. Uh, dar ca să ascultați sfatul să nu trebuie să intrați pe, uh, pe canalul lor plin de erezii. Să căutăm ce să spună Biblia despre vindecare și eliberare și să acționăm conform cuvintelor. cuvântului. Să amin? recunoaștem că rezultatele noastre sunt de parte de Biblie și de Biserica Primară. Ei erau tot oameni, nu erau sfințe de pe icoane și totuși aveau rezultate imense. Păi da, da ei... Vedeți argumentul? Înto Am observat lucrul ăsta întotdeauna la mișcarea carismatică pe care ei o reprezintă. Ei sunt carismatici orice ar spune. Au e un clip în care vorbesc dacă sunt sau nu carismatici. Ei sunt carismatici. Sunt carismatici de ultimul val de tipul celor de la Battle Church, uh, New Apostolic Reformation. și orice ar spune ei, asta este direcția pe care ei merg. Că Dumnezeu vrea să vindece toate bolile, că poți fi vindecat de toate bolile acum, că orice creștin poate să aibă dar de vindecare uh, și să proclame asupra lui vindecare. Asta este, este crezul lor, orice ar spune ei. Uh, și mai ascultați puțin ultima parte, că e interesantă. Parte de Biblie și de Biserica Primară. Ei erau tot oameni, nu erau sfințe de pe icoane și totuși aveau rezultate imense. Păi... Vedeți argumentul? Întotdeauna am observat la ei. Deci, băi, când întreb, bun, dar unii sunt voastre de felul celor din Scriptură. Și ei zic, ah, dar nu, la început mai intervine ceva firesc, că la început e mai ușor, așa, poate vezi numai alb-negru, așa, după aceea încep să ai vedenii o leacă mai clare, după aia o leacă mai clar și așa mai departe. Unde vezi în Biblie anomaliile astea? La prorocie la fel, apoi mai intervenit ceva firesc. Da, exersez darul ăsta prorocii, mai înșel pe voi 2, 3, 4 sau 500 de oameni, dar cu timp o să devină mai clar ce vrea să-ți spună Domnul. Prima dată n-auzi bine că mesajul Domnului trece prin mintea ta. Da? Și mintea ta mai poluează mesajul Domnului și uh, baci și ceva firesc pe acolo. Și spui și mesajul Domnului, dar și ceva firesc și la urmă ia să paie cu, uh, paie cu greu. Da? Este și bun și rău. Tu ia ce e bun de pe acolo. Așa vezi tu la apostol că au prorocit? Biserica este temeată pe temelia prorocilor și apostolului Așa proroceau apostolului, Biserica este întemeiată pe revelații de la Dumnezeu. Neghină cu greu? Doamne, ferește așa ceva. Ați vine să faci cruce când auzi asemenea aberații și nerozii. Cu vindecările la fel. Zic, bă, unde sunt învierele? Nu, 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 începem, La început așa, mai lungim un picior, mai te doare pe aici, o cu coastă, în spate, ceva, n-ai dormit bine azi noapte, te roși, trecut. Începe așa cu vindecările astea mai ușor. Da, cu trecerea timpului o să ajungem și noi cândva la vindecarea ologilor, la învier și treburile astea mai serioase. Da? Și vedeți, ceea ce ei fac este să, încea să încerce să-i coboare pe apostoli și chiar pe Domnul Isus Hristos la nivelul nostru. Domne, dar și ei au făcut vindecări din asta. Uite, și Domnul Isus a încercat de două ori să vindece pe orbul acela. Nu a ieșit din prima. Da? Uite că nici apostolul nu a reușit să vindece din totdeauna. Ei zic exact ca noi. Nu au fost ei sfinți de pus pe pereți. Nu, dragii mei. Asta este o irezie. Apostolii au avut o funcție și o slujbă și un oficiu special în Biserica Primară. Domnul Isus a fost o persoană unică în lumea aceasta. Când a umblat pe pământ, a fost Dumnezeu întrupat. Nu, noi nu suntem ca el. Noi nu suntem ca Apostolii. Ei au avut un oficiu special o slujbă specială, misiune specială și au funcționat într-o perioadă specială, da? Deci ca să susții vindecările actuale, ce trebuie să faci este fie să-i cobori pe apostoli la nivelul nostru, să spui exact, erau exact ca noi, făceau exact ca, ca noi, așa minuni din astea și minuni din astea ușurele, da? Dar cu trecerea timpului o să facem și noi uh, uh, lucruri mai grozave. Asta au făcut apostolii când s-au dus în lucrare... Prima dată o vindecat, și o, o vindecat o cari, cineva avea niște coșuri pe față, avea un furuncul în cot, o mai vindeca chestiunea asta, pe unul îl durea capul, eu trecut, dar cu trecerea timpului, așa cu trecerea anilor, au început să facă vindecări mai serioase. Așa au făcut ei? Nici vorbi de așa Nicăieri în Biblie nu găsește ceva ceva. Li s-a dat o autoritate, li s-a dat o autoritate, o putere asupra tuturor bolilor, asupra tuturor demonilor și lucrarea lor a fost explozivă de la bun început. De la bun început. Da? Uh, lucrarea apostolilor, dragii mei, a fost unică. A fost unică. Apostolii Domnului Isus au fost unici. Dar hai să ascultăm până la capăt clipul acesta și voi face câteva comentarii. Da, da, ei erau ucenicii Domnului Isus. Noi suntem doar niște simpli păcătoși, salvați prin har. E bine. Ascultați obiecția. Deci el prezintă acum obiecția mea, băiatul ăsta foarte bine. Cred că e Filip. Prezintă exact obiecția pe care o am eu. Ei au fost apostolii Domnului Isus. Au avut o misiune specială a avut daruri speciale abilități speciale, imaginați-vă pe cineva care este chemat să facă o temelie la o casă că despre apostoli și proroci așa se spune au pus temelia și uh, Pavel spune nu în 1 Corinten 3, eu am pus temelia care este Hristos, nimeni nu mai pune uh, temelie ci se lucrează deasupra, da? lucrezi cu instrumente, cu abilități speciale la punerea temeliei da? când ai o misiune specială o slujbă specială, calificări speciale atunci ai și abilități și instrumente speciale care să faci treaba asta, aplicat la ceea ce vă spun acum, apostolii au avut un oficiu special, da? ca și cum ar fi unul care toarnă temelia unui casă, că exact asta au făcut, au pus temelia bisericii, au avut un oficiu special, au fost apostoli, au avut o misiune specială aceea de a pune temelia apostolilor și prorocilor bisericii și li s-a dat abilități speciale de a face minuni, vindecări și așa mai departe, pentru că aveau o misiune specială. Ok? Băiatul ăsta prezintă obiecția mea. Și-a Și-a răspunsul fratelui lui suntem ucenici. Iisus spune astfel, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și care e argumentul lui? Argumentul lui este, uite, Domnul Iisus spune că și noi suntem ucenici. Duceți și faceți Le spune apostolul să facă ucenici din toate neamurile. Dar, și după aceea, dar nu știu, el citează tot versetul, dar nu înțelege tot versetul și nu spune și învățați să facă vindecări cum faceți voi, minuni cum faceți voi, învățați să aibă revelații, prorocii, vedenii, toate lucrurile cum ați voi. Nu spune Biblia așa ceva. Biblia nu spune așa ceva. Învățați să păzească tot ce v-am poruncit, ce am poruncit eu, da? Nu se facă minuni și vindecări. Bun. Dar acum trebuie să înțelegem puțin situația apostolilor. Vedeți? Apostolii, apostolii ucenici, că el zice, păi apostolii au fost ucenici, da, și noi am fost ucenici. Care e argumentul lui? Dacă apostolii au fost ucenici, noi suntem ucenici. Domnul Isus a spus apostolilor să facă vindecări, deci ne spune și noi să facem vindecări că și noi suntem ucenici ca apostoli, dar nu este adevărat. Noi suntem ucenici, dar nu suntem ucenici în sensul în care au fost apostoli. De exemplu, apostolii, ca să fie cineva apostol, trebuiau să fie martor oculari ai Domnului Iisus Hristos. Da, Biblia arată foarte clar lucrul ăsta. Doi, trebuiau să fie numiți direct de către Domnul Iisus Hristos, motiv pentru care Pavel, ca să fie apostol al neamului, a trebuit să fie întâlnit direct de persoana Domnului Iisus Hristos. Trei apostoli, darul lor era legat de temelia bisericii. Eu nu sunt legat de temeria bisericii. Deci biserica, Efeseni capitolul 2, este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. În al patrulea rând, Pavel, când în Corinteni prezintă uh, martorii învierii, spune, iar la urmă, ca unei străpituri mi s-a arătat și mie, la urmă, el a fost ultimul apostol care i s-a arătat Domnul Iisus Hristos. Dar ordinea în care el prezintă apostolul arată că el a fost ultimul. Da? Întotdeauna darul apostolic îl găsim prezentat la trecut. Da? Noi nu vorbim sigur că în Biblie găsești termenul apostol cu sensul general, Da, este un termen polisemente, cu sensul general de trimis. Dar noi vorbim aici de apostol ca oficiu stabilit clar de Domnul Iisus Hristos cu o slujbă specială. Și vedem de asemenea că apostolii se confirmau între ei. Petru scrie despre epistolele lui Pavel pe care le pune la nivelul celorlalte scripturi pe care cei neștiutori și nestatorini le răstălmăcesc spre perzarea lor, exact cum fac băieții ăștia doi uh, ereziarhi. Uh, apostolii sunt legați de misiunea care li s-a dat, aceea de a pune temelia bisericii, da? Deci trebuie să înțeles foarte clar lucrul ăsta, Efeseni 2 cu 20. Misiunea apostolilor a fost să pună temelia bisericii. Uh, Uh, FSM 3, 4 la 6. Misiunea apostolului a fost să descopere taina lui Hristos. Ia ce spune. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte viacuri, dar a fost descoperită acum, i ascultat, sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Deci n-a fost descoperit în trecut, dar Dumnezeu a ales categoria asta specială, prorocii și apostoli, ca să le descopere taina. Deci ei au pus temelia bisericii, ei au descoperit taina lui Hristos, ei au constituit fundamentul darurilor. Au ce spune Efeseni. El a dat pe unii apostoli, proroci, exact aceeași ordine ca în Efeseni 2, Efeseni 3. Apostoli, proroci și după aceea evangeliști, păstori și învățători. Deci apostoli și proroci au pus temelia și evangeliștii au adus alte cărămizi, pietre vii, cum spune Petru, care sunt puse pe această temelie, da? Ei lucrează la suprastructură, ei clădesc deasupra și păstorii și învățătorii, se ocupă de cei pe care evangheliștii îi aduc în interiorul bisericii. Uitați ce spune 1 Corinteni 12,28 și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, exact cum spune Nefeseni, 2, 3 și 4, al treilea învățători. Da? Asta este ordinea. De asemenea, apostoli au primit uh, însărcinarea ei și delegații lor, care erau sub autoritatea lor, de a scrie canonul. I-au zis ce spune. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, una, amândouă, ca o să vă trezeți mintea sănătoasă prin științări ca să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului nostru uh, și Mântuitorul nostru, dată prin apostoli. Auziți? Proroci, Vechiul Testament, și porunca dată domn, uh, de Domnul Isus Hristos, prin apostoli. Prin apostoli. Sigur, au fost oameni care au scris scriptură pe lângă apostoli, dar au fost delegații lor. Da? De asemenea, observați că apostolii au fost instrumente în botezurile cu Duhul Sfânt. Fapte 2 sunt toți apostoli, fapte 8 Petru și Ioan, fapte 10 Petru, fapte 19 Apostolul Pavel. Toate mențiunile de botez cu Duhul Sfânt în care s-au pus mâine sau s-au rugat au fost apostolii prezenți. Da? De asemenea, apostolii au primit responsabilitatea de a evangeliza toate neamurile, lumea în vremea lor. Romani 1 cu 5 prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem printre numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Deci, vedeți, a primit o apostolie, o misiune specială ca să aducă neamurile la ascultarea lui Sfânt. Coloseniul 1,6 spune că Evanghelia este în toată lumea. Deci, El și-a plinit Apostolul Pavel apostolia de a duce Evanghelia la toate neamurile. Deci, apostolii nu sunt orice om. Nu, apostolii sunt cei care au fost în secolul I. Da? De asemenea, i-au adeverit Evanghelia ca martori ocular. Uite ce spune fapte 1 cu 21 și 22. Trebuie, da, deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul nostru între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să însoțească drept martoria a învierii lui. Martor ocular. Și noi este martori, dar martor oculari a învierii lui. Ăștia erau apostoli. Chemați să adeverească în calitate de martori oculari, persoana Domnului Isus Hristos și Evanghelia. De asemenea, au fost reprezentanța noului legământ. Doar ce 11 apostoli au fost la cina cea de taine când Domnul a întemeiat oficial noul legământ. Doar ei au fost. Pavel spune, de exemplu, despre lucrul acesta 2 Corinteni 3. Nu că noi prin noi și înșine suntem în stare să gândim ceva ca a venit de la noi. de Destoinicia noastră Apostolul apostolilor vine de la Dumnezeu care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Da? A unui legământ nou. Bun. Deci apostolii au fost personaje speciale. Trebuiau să îndeplinească anumite calități, v-am arătat lucrul ăsta, ca să fie apostoli. Au avut o misiune specială, v-am citat cel puțin 8-9 lucruri care au constituit misiunea lor specială. Și apostoli, apostolii, aveau niște semne speciale. Deci au fost persoane speciale, au fost uh, oameni cu o misiune specială și au fost oameni care au avut semne speciale. Apropo, pentru că suntem foarte mulți live acum. Vreau să vă spun tuturor, dacă doriți să vă dau un document în care vă prezint toate lucrurile acestea scrise, da, trei lucruri mari despre apostoli, că au fost persoane speciale cu calificări speciale, că au avut o misiune specială pe care nimeni nu mai are în istoria bisericii și că au avut semne, abilități supranaturale speciale, scrieți-mi vă rog și vă voi trimite un document dintr-o carte pe care am publicat-o, vă trimit gratuit documentul acesta uh, ca să uh, citiți pe larg argumentele mele. Deci uitați, am scris adresa aici a jos, o vedeți, îmi scrieți aici și vă trimit documentul tuturor celor care doriți să studiați mai pe larg uh, lucrul acesta. Deci tot ce a spus băiatul ăsta până acum, că uh, apostolul a făcut o grămadă de lucruri și noi suntem ucenici ca apostolului, deci și nu mai trebuie să facem lucrul acesta, tot ce a spus el este un argument de paie, care la primul chibrit ia foc și rămâne scrum. Pentru simplu fapt că dumnealui nu face uh, distinția între apostoli a mare, apostolii Domnului Iisus Hristos și apostoli cu a mic, trimiși, ucenici, ca noi restul ceilalți. Da? Vreau printre altele să mulțumesc celor care au mai donat pe aici din când în când. Domnul să vă binecuvânteze, Hreniuc Betuiel, a mai fost cineva de Florin Mureșan, Todor Adrian, mulțumesc tuturor, este foarte necesar și bine primit ajutorul vostru. Bun! Uh, revenim la treaba noastră mai las câteva secunde adresa de e-mail ca să o puteți nota dacă doriți să primiți documentul ăsta dacă nu vă întoarceți în clip și uh, o găsiți bun, acum ascultăm al doilea set de argumente da? al doilea set de argumente văd că să încinge atmosfera aici în comentarii o să citesc comentariile voastre după oprirea live-ului că acum nu pot unde scrie în Scriptură că a venit vreun bolnav la Isus ca să fie vindecat sau eliberat? Unde scrie că ar fi venit? Ia, vedeți? Exact ca și în cazul argumentelor pe uh, categoria apostolului. Unde scrie că Domnul Isus? Tu nu ești Domnul Isus, prietene. Nu ești. A venit un bolnav la Domnul Isus, iar el i-a răspuns, încă nu s-au împlinit zilele. Unde? Tu nu ești Domnul Isus. Ăsta e argumentul meu. Nu ești Domnul Isus. Nu ești Domnul Isus. Totuși, unde cu Domnul Isus. Sigur, îți pot citi și eu zeci de vindecări ale Domnului Isus, dar tu nu ești Domnul Isus. Și nici eu nu sunt Domnul Isus. scrie că ar fi venit vreun bolnav la Isus. Unde scrie la că Isus nu a vindecat un bolnav din cauza că. Dumnezeu. Une scrie că Domnul Isus. A întrebat de patru ori până acum. Domnul Isus, domnul Isus, domnul Isus, domnul Isus. Tu nu ești Domnul Isus. Vrea să vindece cel puțin la fel de mult cât a vindecat Isus Hristos când era pe Pământ. Gândește-te la următorul exemplu. Da? Unde scrie că Dumnezeu vrea să vindece astăzi la fel de mult cum a vindecat prin Domnul Isus? Mi, -mi se pare o aberație asta, mi, -mi se pare un nonsens ceea ce spune, mi, -mi se pare o jignire la adresa Domnului Isus Hristos. Domnul Isus s-a autentificat prin miracolele pe care le-a făcut și voi demonstra imediat lucrul ăsta. Deci, dragii mei, argumentul lui pe care îl veți asculta în clipul ăsta de câteva minute este că Domnul Isus, Domnul Isus, Domnul Isus, Domnul Isus a făcut una, a făcut alta, a făcut una, a făcut alta și de ce să nu se facă asta și prin mine, Andrei sau Filip? Pentru că tu nu ești Domnul Isus. Copile, nu ești Domnul Isus. Dacă astăzi ar fi Domnul Isus pe pământ, iar tu ai fi fost bolnav. Fiți atenți, la argumentul ăsta, mi se pare genial. Și mi se pare uh, extraordinar, în sensul negativ, că el nu-și dă seama ce spune. Dacă Domnul Isus ar fi pe pământ, dar nu mai este pe pământ. Iar perioada în care el a fost pe pământ a fost o perioadă unică. Nu știu cum pot. Nu, nu poți să înțelegi lucrul ăsta. Faptul că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, s-a întrupat și a umblat pe pământ, în carne și oase, Dumnezeu a umblat în carne și oase și a făcut minuni, el liberește și așa mai departe. Ție nu ți se pare un lucru extraordinar? Imaginează, zice el, dacă Domnul Iisus ar umbla pe pământ. Și deci, de ce să nu se întâmple astăzi aceleași lucruri care s-au întâmplat când el a umblat pe pământ? Pentru că el nu mai este în perioada aceea. A fost o perioadă unică a vieții sale. Ce crezi că s-ar întâmpla? Nu uita, este scris în Luca 6 cu 19 că tot norodul căuta să se atingă de el pentru că din el își o putere care îi vindeca pe toți. Observ cum... Pe toți, nu... Pe toți care se atingeau de Isus, nu de tine. Pe toți care se atingeau de Isus. De fapt, crezi că Domnul te-ar vindeca pe loc dacă ai fi lângă Isus chiar acum, dar nu mai crezi la fel când Isus nu e lângă tine și deoarece nu te vindeci, cauți o justificare. Ai zis foarte bine aici. Cred că dacă Domnul Isus ar fi pe pământ și aș fi în perioada în care el a umblat pe pământ, m-aș vindeca, pentru că a fost o lucrare a lui specială pe pământul acesta de trei ani și jumătate în care și-a manifestat dumnezeirea lui și cred că astăzi nu suntem în aceeași Cobaltă. situație. La când Andrei sau Filip este lângă mine și că cred că nu trebuie să-i tratez pe ei ca pe apostoli. Da, credem asta. Uite, sumariza sumarizat perfect lucrul Ciungi ăsta. care să-și recapete membrele lipse. Da, ciungi. Este scris că Domnul a vindecat ciungii. E Cine? Domnul Iisus a vindecat ciungii. Este ceva prea greu pentru puterea Domnului? Nu. Pentru puterea Domnului nu este nimic prea greu, doar că Dumnezeu Tatăl a avut o misiune specială cu Domnul Iisus Hristos pe care a autentificat-o cu semne și minuni. Tu nu ai acea misiune specială de la Dumnezeu, nu poți demonstra că ai o asemenea misiune, ar fi o mie să spui că ai o asemenea misiune specială, deci nu ai autentificările, adeverirea prin semne și minuni pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Nu vrei începe din prima să învii morții, cu toate că sunt persoane care au început și astfel. Da? Cine? Dar cu timpul vei face și asta în numele lui Isus. Oh. Au putut ucenicii, a putut Isus, putem și noi. De ce? Care e argumentul? Au putut ucenicii, a putut Isus, putem și noi? Nu. A putut Domnul Isus că a avut o misiune specială, au putut apostolii că au avut o misiune specială, noi nu putem că nu avem misiunea pe care au avut-o ei. Simplu. Oricând un om voia să fie vindecat. Dacă mergea la ucenici sau la Domnul Isus. Exact, la ucenicii sau la Domnul Isus. Perfect. Sper că te auzi. Sincer, sper că te auzi. Sper că auzi ceea ce spui la ucenii sau la Domnul Isus. A vindecat chiar atunci, pe loc. Nu e o glumă. Uite ce frumos și limpede este scris în Ioan 14 cu 12. Cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu. Ba încă altele și mai mari decât acestea. Deci nici măcar... Eu aș vrea să-l întreb foarte sincer pe băiatul ăsta dacă el a făcut minuni mai mari decât Domnul Isus. Și aș vrea să-l întreb să-mi spună de oricine în istoria bisericii care a făcut minuni mai mari decât Domnul Isus. Nu zice cine are credință mare. Oricine crede în mine va face minuni mai mari. Am auzit, citat versetul ăsta într-un mod obsesiv. Obsesiv. Și de baptiști, și de pendicostali, și de carismatici. Unele persoane spun, ai ceva cu carismatici sau pendicostali? Nu am absolut nimic cu ei. Am predicat, cred că în mai multe biserici pendicostali decât în biserici baptiste. Sunt 100% sigur de lucrul ăsta. Îi iubesc pe frații mei pentecostali împărtășesc cu mulți dintre ei aceeași Evanghelie, aceeași credință în Domnul Isus Hristos. Credem în aceeași mântuire prin har, prin credință, pentru slava lui Dumnezeu, pentru totdeauna. Avem lucruri comune foarte importante, temelia este foarte importantă. Dar avem această divergență pe care mi-o exprim public la fel cum ei și-o exprim, și -o exprimă public. Însă am auzit argumentul ăsta citat obsesiv. Domnule, unde-s? În mișcarea pentecostală și carismatică, unde toți aceia care cred în numele Domnului Isus Hristos și fac minuni mai mari decât Isus? Andrei, spunem tu minunile mai mari decât Isus pe care le-ai făcut tu. Tu ai credință, tu, tu ai început să faci clipuri să ne spui nouă să avem credință. Asta înseamnă că tu ai deja credință, că voi faceți deja minuni mai mari decât ale Domnului Isus. Dacă voi doi ați fi făcut o singură minune mai mare decât a Domnului Isus Hristos, exploda toată planeta asta. Dacă oricine de pe planeta pe Pământ ar fi făcut o minune mai mare decât a Domnului Isus Hristos, exploda toată planeta asta, lua foc toată planeta asta. Da? Dacă avem atâta tehnologie prin care se poate ecraniza uh, aceste uh, miracole deosebite și toată lumea ar rămâne deosebit de fascinată de miracole mai mari decât ale Domnului Iisus, care se săvârșesc prin unora ca voi, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Unii sunt, domnule, oamenii a credinței despre care vorbeți voi. Și dacă citești acolo un context, din nou, dacă cineva vrea să găsească o explicație uh, bună pe pasajul acesta, vă pot trimite un document că nu am acum. Dar uh, viața bate filmul, cum să spune, da? Viața bate sesiunile voastre. Viața vă dă vouă peste nas. Viața, experiența voastră și a tuturor este o palmă grozavă peste o obrazul vostru gros care vă permite să spuneți asemenea anomalii că Domnul Iisus a referit acolo la vindecări și că voi sunteți oameni care faceți minuni mai mari decât Domnul Iisus. Ce jignire la adresa Domnului Iisus Hristos? Tu poate spui, da, da, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, da, da, experiența ta nu este asta. Și cuvântul lui Dumnezeu nu spune asta. Nu, cuvântul lui Dumnezeu nu spune că minuni mai mari decât ale Domnului Iisus Hristos se referă la vindecări. Nu spune asta. Nu spune asta. Și te rog să-mi indici o singură persoană care a făcut minuni, minuni în sensul de vindecări mai mari decât ale Domnului Iisus Hristos. Dacă te uiți în context, vezi că Domnul Iisus vorbește despre predicarea cuvântului lui Dumnezeu, despre cuvintele acestea pe care mi le-a dat astăzi și spune, el face aceste lucrări. Dar el, Domnul Iisus, folosește interschimbabil expresia cuvintele acestea cu lucrările acestea. Pentru că lucrarea principală a Domnului Isus Hristos au fost revelațiile pe care el le-a dus la Tatăl, descoperirile pe care el le-a dus la Tatăl. Și da, minuni mai mari decât ale Domnului a făcut Apostolul Pavel, Apostolul Petru, prin Evanghelie când s-au întors mii de oameni deodată la Hristos, prin propoduirea Evangheliei, după înălțarea lui Dumnezeu, Fiul la cera Domnului Isus Hristos și după coborârea Duhului Sfânt. La asta se referă, nu la lungiri de picioare. Dumnezeu Tatăl nu-ți va spune vreodată că încă nu ți-a venit timpul să fii vindecat. Pentru că exact cum este tatăl, așa a fost și fiul pe pământ. Dacă vrei să vezi cu adevărat cum este inima tatălui, privește în viața Domnului Isus pe pământ. El niciodată... Parția lucrul să este adevărat. Doar că Domnul Isus a aflat într-o misiune specială pe pământ. Inima tatălui a fost din dintotdeauna aceeași, dar Dumnezeu n-a făcut dintotdeauna uh, minuni cu aceeași frecvență și cu aceeași putere ca prin Domnul Isus și apostoli. Inima tatălui a fost aceeași. Da? Uh, citarea acestui verset abuzivă, Iisus Hristos este același ieri, și în veci, nu se referă la vindecări. Deci dacă noi putem ciupi din Biblie orice verset vrem noi și să punem uh, versetul acela în dreptul vindecării, putem să facem lucrul ăsta, dar înseamnă să abuzăm Sfânta Scriptură, să ne batem în joc de Biblie și de Scriptură. Textul acela nu se referă la învățături eretice venite de la judaizatori. N-are nicio treabă cu vindecările textul ăla. Nici o treabă n-are în evrei. Nici o treabă cu vindecările. Da? Da, lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ a fost una unică. A fost una unică. Ăsta este motivul pentru care lui s-a dat să facă vindecări și minuni cu frecvența și cu puterea pe care o vedem în Evanghelie. Nu am bolnăvit pe cineva. Da. L a vindecat pe toată lumea care venea la el. Dumnezeu a, a bolnăvit o grămadă toată de oameni, v-am deja. El nu a pedepsit cu boală pe nimeni. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta de o grămadă de ori. Și dacă crezi că în Vechiul Testament îngerul Domnului este Domnul Iisus Hristos, Domnul Isus a trecut ca înger al Domnului, dacă crezi lucrul ăsta, unii cred, unii nu cred. Împărți, împărțite sunt părerile între comentatori, de acord cu lucrul acesta. El a trecut în noaptea morții întâiilor născuți, el fiind cel întâi născut, Domnul Iisus Hristos, și au omorât pe toți întâi născuți ale Egiptului. Și de multe ori vedem pe îngerul Domnului, pe îngerul Domnului, da? care se duce și face judecăți și care a trimis boli și a trimis moarte. O perspectivă total distorsionată despre suveranitatea lui Dumnezeu total distorsionată despre suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran peste boală, peste moarte. Dumnezeu poate să trimită boală și moarte. Dumnezeu a omorât prin potop. Dumnezeu a, trimit, a omorât zeci de mii de oameni. Prin ciume, prin urgii de tot felul. Mie nu mi-este rușine cu Dumnezeu ăsta. Este lumea lui când oamenii calcă legile lui. Dumnezeu este îndreptățit. Este total 100% îndreptățit să pedepsească umanitatea pentru călcarea legilor lui și să pedepsească oamenii pentru sfidarea sfințeniei dreptății și legii lui Dumnezeu. Gândiți-vă la potop și la toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Oamenii, băieții ăștia doi nu cred în suveranitatea lui Dumnezeu. Pur și simplu. Nu înțeleg altfel cum pot ei justifica ceea ce spun aici. A fost blând, iubitor, a fost exact ca tată. Exact, ca în Apocalipsa cum, când se revarsă mânia mielului, Mânia mielului a Domnului Isus Hristos peste umanitate și oamenii își mușcau limbile de durere și se duceau și strigau la munți și la stânci și la peșteri să cadă peste ei datorită mâniei mielului a Domnului Isus. Așa a fost. Dar perspectiva asta despre Hristos, el blândoc, cu capul într-o parte, cu aurelul deasupra capului, el vrea să vindece pe toată lumea. Dar dacă oamenii prin voința lor liberă nu vor, ce să facă el? Citiți puțin Apocalipsa, băieți, că ați rămas puțin în urmă la Evanghelie. Ați rămas în urmă. Vrei să-L pentru sănătatea ta? Iisus a primit bătăi crunte ca tu să fii sănătos. Prin rănile Lui ai fost vindecat. Uh, da, deci astea sunt argumentele. Dragii mei, acum eu trebuie să demonstrez ipoteza mea, că toate versetele pe care el le-a citat aici, uh, despre Domnul Iisus, cum a vindecat el și așa mai departe, nu presupun, nu presupun sub absolut nicio foră că și noi putem vindeca. Da? Nu presupun absolut de, uh, deloc. Ia auziți, zice de Nicodim. A venit la Iisus noaptea și a zis învățătorul, știm că ești învățătorul la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semne pe care le faci tu. i auzit? Nimeni nu poate face semne pe care le faci tu. Iisus a fost unic în vindecările lui. Da? Și Andrei cu Filip nu pot să facă vindecările lui. Ioan 5 cu 36. Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că tatăl m-a trimis. Pe cum pot lucrările alea să mărturisească despre Iisus dacă toată lumea le face? Ioan 10 cu 38, da, dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este mine și eu sunt în Tatăl. Deci Domnul Iisus spune că lucrările lui erau de o asemenea natură încât înțelegeai prin asta că El este în Tatăl și Tatăl este în El. Păi da, dacă noi toți facem minunile astea, cum mai putem noi să înțelegem despre Iisus lucrarea, lucrul acesta unic despre El? Eu am 14 cu 11, același lucru, credeți-mă că eu sunt în Tatăl, Tatăl este mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Fapte 2 cu 22. Bărbații israeliți, spune Petru pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile semne și lucrările de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Ia uite ce spune. Om adeverit de Dumnezeu prin minuni, semne și lucrări pline de putere. Deci Dumnezeu i-a dat lucrări lui Hristos ca să-l adeverească că el este în Dumnezeu, Dumnezeu este în el, că el este fiul lui Dumnezeu. Că el este fiul lui Dumnezeu. În mai multe situații din vremea Domnului Iisus Hristos, în lucrarea lui pe pământul acesta, vedem împlinindu-se acest scop. Da? Și vă dau câteva evenimente. Ioan 2 cu 11. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. De asta a făcut minuni în fața lor. Ioan 2 cu 23. Pe când era Isus în Ierusalim la pravul cu Paștelor, mulți au crezut în numele lui că își vedeau semnele pe care le făcea. Ioan 4 cu 53. Da? Tatăl a cunoscut că tocmai încesc, acela Isus îi zisese fiul tău trăiește și a crezut în el cu toată casa lui. Ioan 11 cu 45. Mulți din iudeii care venise la Marea când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. De asta Dumnezeu a descoperit lucrările acestea prin Domnul Iisus Hristos. Îmi dă Dumnezeu minunile astea mie ca să creadă oamenii e, e, în mine? Sub absolut nicio formă. I-au zis perspectiva Domnului Iisus despre miracolele sale. Ce spune El însuși Domnul Iisus pentru ce a avut El semnele acestea și minunile acestea? I-au zis. Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede la tatăl făcând. Și tot ce face tatăl face și fiul nu tocmai. Că și tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face el. Și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. De asta i-a dat Dumnezeu lucrări lui Hristos. Ca să ne minunăm de Hristos. Ioan 5 cu 36, da? Pe care vi l-am citit deja. Domnul Iisus zice. Lucrările pe care mi le-a dat tatăl să le săvârșesc, lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc. Sunt o adeverire. Despre mine că tatăl m-a trimis. Ioan 11 cu 4. Boala aceasta spune Iisus, nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie prost prin ea. Băiatul să întreabă de un milion de ori în clipul lui, unde a dat Dumnezeu boală cuiva? Uite aici. Unde a dat Dumnezeu boală ca să-și arate el slava și ca Dumnezeu să lucreze și nu știu ce și așa mai departe. Uite aici, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ca Fiul lui Dumnezeu, nu tu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ia uite ce spune Domnul Isus. dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni nu le-a făcut, el a fost unic în lucrările sale. N-ar avea păcat. Dar acum le-a văzut și m-a urât pe mine și pe tatăl meu. I-au zis perspectiva altor oameni despre miracolele lui Isus. Am văzut perspectiva lui Isus despre miracolul lui, că au fost unice și au fost date ca să-l adeverească pe el. I-au zis perspectiva altora. Frații Domnului Isus, zic Ioan 7, 3 și 4. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în ea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le face. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. De ce înțelegeau? Că Isus s-a autentificat prin lucrările sale. Ioan 7 cu 31. Mulți din Rod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristos, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Deși ei credeau că Hristosul, Mesia, când va veni, se va autentifica prin miracole. I-au zis, Ioan nou cu 16. Minunile chiar erau un argument pentru neprihănirea lui Hristos. Zice așa, alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezvinare între ei. I-au zis perspectiva apostolilor despre miracole Domnului Iisus. V-am citit deja versetul ăsta. Om devenit de Dumnezeu prin minuni, semne și lucrări pline de putere. Fapte 10 cu 38. Când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazare, ca o din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți care erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Deci, dragii mei, <coughs> ce fac băieții aici este un viciu de procedură în interpretarea Sfintelor Scripturi, când ei spun, pentru că Domnul Iisus a făcut minuni, uite cum a făcut Domnul Iisus minuni, așa a făcut Domnul Iisus, putem și facem și noi. Este o jignire la adresa persoanei unice a Domnului Iisus, la adresa lucrării unice a Domnului Iisus Hristos, la adresa misiunii unice pe care Dumnezeu Tatăl i-a dat Domnului Iisus Hristos și pe care nu ne-a dat-o niciunui dintre noi, pentru că este imposibil să primim această misiune, este inutil, nu avem nicio legătură cu uh, lucrul acesta, da? Bun, m-am întins foarte mult cu secțiunea asta. Haideți să mai ascultăm o, 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 câteva, uh, câteva afirmații de ale lor. A fi bolnav în acea vreme era ceva nenatural. Într-un anume sens era chiar și un reproș. Pavel scrie Corintenilor ca și reproș în 1 Corinten 11 cu 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. În altă parte Iacob pornește. El zice, citeați din Corinteni, când Corintenii se bolnăveau, pentru că Dumnezeu îi judeca, asta spune la, sunteți judecați acum ca să nu fiți o odată cu lumea, deci venea de la Dumnezeu. Uite, iată un, iat un, alt verset din Noul Testament care arată că lucrurile acestea veneau de la Dumnezeu. 1 Corinteni 5, omul ăla care trăia în incest, Pavel zice, dau un astfel de om pe mâna satanii ca împreună cu biserica, Duhul meu împreună cu voi adunați la o altă. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanii pentru nimicirea cărnii. Iată de unde veneau bolile. În Noul Testament găsim lucrul ăsta. Găsim lucrul ăsta în pasajul pe care el citează. Zice că Dumnezeu ne disciplinează. Ca să nu fim o osândiți odată cu lumea. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși bolnavi și nu puțin dormi. Dumnezeu le-a dat neputințe boli și a omorât între ei Dumnezeu în Noul Testament. Da? Păi ce treabă are vindecarea cu textul acesta? Pavel nu spune acolo, hei, de ce este vreunul bolnav între voi? Unii frații cu vindecare. Nu asta spune. Pavel îi mustră că se îmbătau la cina Domnului. Îi mustră că nu se așteptau unii pe alții. Îi mustră, că tratau cu neglijență masa Domnului. Pavel nu îi mustră că erau bolnavi. Ci le arată că sursa bolilor lor era trăirea lor în nebăgare de seamă față de fraților, față de masa Domnului, față de Dumnezeu. Și un alt pasaj. Cu o prezumție ciudată. Uite ce scrie în capitolul 5 este vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Dacă pe vremea lui Iacov era ceva normal să fie bolnav în biserică, atunci de ce pune întrebarea în felul ăsta? Este printre voi cineva bolnav? De parcă ar fi fost posibilitatea să nu fie. Dar ceea ce e important de desprins în acest text este următorul fapt. Este cineva bolnav? Uite ce aveți de făcut. Să cheme pe prezbiterii biserici și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Iar... Foarte interesant să cheme pe prezbiterii bisericii. Mai înainte spunea că toți ucenicii. Cum poți folosi textul acesta pentru a spune că toți ucenicii, toți creștinii pot să facă vindecări? Ca Domnul Isus, ca Apostolul, când aici spune să cheme prezbiterii bisericii. Nu ce să cheme pe frații cu dar de vindecare. Nu spune să creme pe frații cu autoritate de vindecare. Nu ce să se ducă la Beiuș sau la București sau într-o meca din asta creștină în care să fac vindecări supranaturale și în care să se descoperă lucruri grozave. Nu spune așa ceva text. Spune să creme pe prezbiterii locali, să se pună sub autoritatea prezbiterii locali. Spune să-și mărturisească păcatele dacă a făcut, îi vor fi etate și Domnul îl va vindeca. Dar acolo este o prescripție generală dată bisericilor. Iacov nu scoate din calcul planurile speciale ale Dumnezeu cu anumiți oameni care au murit datorită bolilor lor. Gândiți-vă în secolul I, când erau persecutați, oamenii erau bătuți. Era bătut, nu murea atunci. Să îmbolnăvea datorită unui bătăi și murea. N-avea el credință, pe aici acolo era persecuție. Sigur că era persecuție, dar i-a provocat o boală omului respectiv. De ce nu se vindeca? Uite, când lua bătaie, să se vindeca, proclama. Mă proclam acum. Imaginați-vă în secolul I. l au pus pe cruce pe un creștin, proclama acum, vindecat instant. Vum, piloane afară, în timp ce era pe cruce. Îl băteau ăștia cu biciu, proclam acum vindecare în numele Domnului Sus. Pac și se vindecau rănile pe spinarea lui. Era aruncat la lei, când leu mușca o mână, pac vindeca o logo instant, proclamă numele lui Sus. Gândiți-vă arenele romane, erau pline de credincioși. -ar fi, ar fi fost convertiri în masă dacă se vindecau acolo instant, în arenele romane, sau se vindecau instant în Coloseum. Dar niciunul dintre ei nu face lucrul ăsta. Deci, tipul ăsta, mecheria asta, domnule, dar acolo erau. Uh, erau. Uh, Suferințe datorită persecuției. Sigur că era suferințe datorită persecuției, dar Biblia nu spune nicăieri că dacă te îmbolnăvești după ce ai mâncat bătaie de la romani, Dumnezeu nu, nu mai funcționează acolo darul de vindecare. Nu, darul de vindecare după capul lui funcționează în toate situațiile. Te întreb, de ce răstigniții femeile date la fiare, bărbații care erau prigoniți, bătuți și așa mai departe, de ce nu s-au autovindecat ei? Că ține de ei, spui, de voința lor, domnule. Nu credeau ei în secolul întâi și în secolul 2 în darul de vindecare, cum Crestul acum, nu era biserica în cea mai bună stare, după cum spui tu? Acum au decăzut după 20 de, uh, 20 de secole. De ce nu se vindecau, domnule, oamenii ăștia? De ce muriau de boli pe care le dombâneau în urma persecuției? De ce? Asta trebuie să răspunzi tu, nu eu, că... Eu nu trebuie să dau răspuns la lucrul ăsta. După asta, rugăciunea făcută cu credință va aduce vindecarea acelui om. Acum uite-te atent la acest text. Îți lasă Iacov impresia că doar unii trebuie să se vindece da. în urma rugăciunii? Da, dacă citești textul acesta în lumina tuturor textelor din Sfânta Scriptură care îți arată că Dumnezeu disciplinează în felul acesta, că sunt oameni care mor de boli și așa mai departe și istoria bisericii îți demonstrează lucrul acesta și înțelegi că nicio promisiune a lui Dumnezeu nu trebuie luată într-un mod absolutist în sensul în care promisiunile lui Dumnezeu îl scot din calcul suveranitatea lui Dumnezeu. Prieteni au fost oameni care au murit de foame. Creștini care au murit de foame. Creștini care au murit peste tot de boli în Africa. În toate zonele lumii acestea de-a lungul istoriei. Ce s-a făcut aia? Uite, domnule, n-am ce mânca. O săptămână, două, trei m-am îmbolnăvit, dar proclam. Și mi-a răgat așa 2, 3, 4, 5 ani. Gândiți-vă puțin. Creștinii care au murit datorită apei, condițiilor insalubre în care au trăit, lipsei de mâncare și așa mai departe. Au dobândit anumite boli, uite, n-au fost persecutați, vă dau un alt caz. Au dobândit anumite boli, ce ar însemna pentru ei? Dom'le putem vindeca. Să vindeca, n-am ce mânca o săptămână, două, trei și tot să, tot să vindeca, tot să vindeca, tot să vindeca. Nu avea ce să... apă, numai apă proastă de băut, mizerabilă, cu mi microbi, să infecta de la ea, tot să vindeca, non-stop, non-stop, non-stop. Non-stop. E o aberație, n-are niciun sens ce spuneți. Nu stă în fața realității. Nu înțelegeți că asemenea, asemenea teorii sunt aberante. Sunt aberante. Nu pot să suporte testul realității și a experienței celor mai sfinți credincioși care au trăit de-a lungul viacurilor. Studiază textul și uită-te atent. Care Studiem. este procentul de vindecare care trebuie să se întâmple pe teren conform acestui pasaj? Oare nu cumva e vorba de toți bolnavii? Nu. Este vorba de toți bolnavii pe care Dumnezeu în suveranitatea lui vrea să-i vindece. Despre asta e vorba. Dragii mei, a fost un live lung, sper că v-a fost de folos, sper să-l împrăștiați acum cât mai departe puteți dumneavoastră. Canalul ăsta de YouTube crește, informațiile acestea se duc departe, am atins prin Harul lui Dumnezeu zeci, sute, mii de oameni care ne-au scris multe e mail pe care aș vrea să le împărtășesc cu unii dintre dumneavoastră, dar mulți vor zice, a, uite, e arogantul să-l laud acum cu ce-a făcut el pe internet, pe canalul de YouTube, așa că le păstrez pentru mine și pentru slava Domnului. Dar ce am vrut să spun este că mesajul acestea au avuns la oamenii aceștia și mulți dintre ei au ieșit din tot felul de rătăciri. Unii oameni au fost mântuiți prin ceea ce au auzit pe canalul ăsta de YouTube datorită faptului că voi ați dat share. Deci, fără, să fie foarte clar, fără contribuția voastră de a da un like, de a da un share, de a duce cât mai departe clipul acesta, nu am fi atins persoanele acestea, nu am fi ajuns la oamenii aceștia uh, și uh, da, Dumnezeu s-a folosit uh, și de voi, s-a folosit și de mine uh, ca să ducem cât mai departe uh, lucrurile acestea și sper să faceți lucrurile acesta în continuare, Da, să împărtășiți cu alții mesajul acesta. Nu uitați dacă doriți să primiți uh, documente despre vindecare, lucrez la o carte despre vindecare. Uh, îmi scrieți la adresa pe care v-am pus-o exact aici și vă pot uh, da toate detaliile.